Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și o știre pentru cei care îndrăgesc ieșirile în natură, la pădure, la... Și intrările în natură, nu numai ieșirile. Mă rog, după caz. Munca de documentare pentru emisiunea Deșteptarea îți oferă o mulțime de surprize și dai peste astfel de titluri: speriați de un cerb, doi nudiști s-au rătăcit în pădure. S-au rătăcit împreună sau sună ca separat? Împreună. Sună ca începutul unui film sau ca finalul unui film. Da, da. Ca finalul fericit al unui film. Acesta e începutul unei frumoase prietenii, nu? Ca să citez. Ce mai e de spus după asta? Speriați de un cerb, doi nudiști s-au rătăcit în pădure. Eu nu știam, în primul rând, că se face nudism în pădure. Nu, ei erau lângă pădure. Se întâmplă în Australia toată povestea. Aoleu. Da. Deci erau în Australia la plajă și alături de plajă era pădure. Aha. Înțelegi? Și vorba aia, stai și tu la plajă, te relaxezi, stai cu gol și auzi un boncă lui după două cearșafuri mai încolo. Nu stă pipa la acolo. Serios. Da. În Australia, unde sunt, în Australia sunt niște cerbi de ăștia chinezești. Marsupiali, probabil. Nu, sunt cerbi asiatici care au fost importați, ei nu sunt nativi în Australia. E de asta. Și e o rezervație, sunt câteva mii de cerbi sambare, le spuneam, m-am uitat pe poze, din tamă dihănile. Ok. Deci, frate, te simți și vulnerabil așa, și apare dihania și boncăluiește la tine. Și nici știi ce gânduri are. Vorba aia, n-ai protecție. Cei doi nudiști, cum spuneam, au fugit în pădure, ceea ce e oarecum neașteptat. Eu nu m-aș fi refugiat în apă. Asta v-am să spun și eu. De ce n-au tăiat-o în apă? De altă parte, probabil eu nu știu cum... spre umbră. Băi, venea cerbul, lasă umbra. Problema era calea lungă până la apă. S-au dus în mediul natural al cerbului, cum ar veni. Ar fi căutat ursul. Cred că trebuie să întrebăm niște domni care fac nudism împreună. Eu nu știu cum gândesc domnii aceștia, că nu aș face. Eu nu fac nudism cu prietenii și nici cu prietenele n-am mai făcut de foarte multă vreme, ca să fiu cinstit. E? Dar poate că au alte direcții, înțelegi? Adică dacă... Nu e timpul pierdut. Nu, dar eu zic că slavă cerului e dus de mult. Cei bilete de Australia. Da. Și te întâlnești cu cerbul. Adică dânsii au luat-o în sensul opus față de mine. Fugiți, eu aș fi fugit într-o anumită direcție, ei au fugit în cealaltă direcție. Știi cum e când în momente de panică nu mai gândești? Eu cred că e reflex. Da. După fuga în boschet, nudiștii au sunat la poliție. Citez din această știre difuzată de colegii de la Digi24. Echipele de intervenție, asistate de un elicopter de salvare, au reușit să găsească un bărbat de 30 de ani, complet gol și purtând în spate un rucsac. Deci avea protecție cumva. Practic pe spate. Pe spate. Alături de un bărbat de 49 de ani, parțial îmbrăcat, pe o pistă dedicată mersului pe jos. Dar de ce nu zice parțial dezbrăcat? Ce nuanță? Adică una e să fii parțial îmbrăcat când vine poliția. Corect, și alta da. E să fii parțial dezbrăcat când vine poliția. Cerbul, nicăieri... descurajat probabil de viteza nudiștilor. Nudiștii au fost amendați pentru nerespectarea regulilor de distanțare în timp de pandemie. Nici nu vreau să mă gândesc cât de apropiați erau de fapt. Bă, dar ce teroare, nici să fugi de cerb în grup nu mai poți. Eu sper că cerbul n-a avut de suferit totuși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.